Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești bune pentru iubitorii de carne adevărată. Adică noi. Adică toți. Orice. Vită, porc, pui, ce mai? Curcan. Porc, porc, porc. Pui, porc, porc. Așa. Da. Cal, broască. Nu, porc, porc. Șarpe. E vreo, câine, vreo carne pe care alte culturi o mănâncă și tu n-ai mâncat-o niciodată? Ham. Ham, ham. Nu? Ham, ham, nu prea aș mânca. Nicio, ham, niciodată. Pisică, am înțeles că... Pisică nu știu ce mănâncă. Elveția, ci că are o comunitate de mâncători de pisici. Nu cred. Da, e adevărată. Da? Te rog să documentezi subiectul ăsta pentru mâine. Să-mi iau, iau una la Elveția? Da, mă, ci că sunt care... În ce limbă? Germană, franceză? E o tradiție... Da. Veche. Iau. Ca orice tradiție. Da. Și oamenii mai arată câte o pisică. Pernuță de pisică. Da. Crezi că mănâncă și elvețienii de Rusalii pisică? Nu, nu, nu știu. Când o mănâncă, dar o mănâncă. Dar uite, mâine vă spun detalii. Gata, mâine avem subiect de la ce oră? 9.36, Luca, despre carne de pisică. Da. Din Elveția. Carne artificială, prieten, nu o să salveze planeta, deoarece producerea acesteia este de 25 de ori mai poluantă decât producerea cărnii obișnuite, v-am zis eu. De ce? Nu mai râdem, mă. A rămas pe pisica lui ăsta, da. Și imaginez cum... Alo, vețienii încă și mănâncă pisicile și câini. Da, mă, și după aia beau Evian, economicoși. Că e peste gard acolo. Și... niște meschini. Delicatesă în meniul de Crăciun din Elveția. Nu pisică. Cred, mă, frate, sarmale de pisică elvețiană. Și Dumnezeul lui asta. Adă niște leber de pisică. Facem o tobă de pisică. Cum, mă? Elvețiană. Adevărul că ce știm noi despre bucătăria elvețiană? Mai nimic. Asta e. Elveți, cașcaval de ăsta cu, da, găuri. Da, de la cu găurele. Schweizer. Aha. De unde e și numele. Păi de-aia au găuri în cașcaval, că vin șoarecii, pentru că nu au pisici, că le mănâncă. Băi, nu cred. Am făcut atâtea concursuri. Vreți să vă dau și câteva detalii ca să vă stric... Dacă îmi vine să vomit, oricum n-am ce să vomit, că mi-e foame de mor. Zice, da? Carnea de câine e folosită frecvent pentru cârnați. Nu cred. În Elveția? În Elveția, mă. În timp ce pisicile sunt pre ProTV, știrile ProTV. În timp ce pisicile sunt halite în perioada sărbătorilor, într-un mod similar cărnii de iepure, deci cu măsline. N-ai cum. Eu știu numai cu măsline, iepure. Deci de aprilie ăla? Da. Da. Și au fost proteste acolo în 2014, că de atunci a apărut știrea asta. Au protestat unii, au început să facă o petiție, hai să nu mai ciugulim pisicile. Cum e posibil după așa ceva? Suntem în 2014. Dar oare au crescătorii, cum fac? Sau o vânează pe străzi? Domnule, nu știu. Fermierii elvețieni mănâncă frecvent câini și pisici, iată, dar toate aceste informații provin din aceeași perioadă, 2013-2014. Crezi că după aia, gata, s-a abolit... Libertatea.ro scria în ianuarie 2013, la data de 3 ianuarie mai precis. Mă, că s-a explicație halucinantă. De ce mănâncă pisici și câini fermierii din Elveția? De foame, pare de că ce? Fermierii să ia. Fermierii, dracu. Da. De ce? Carne e carne, indiferent de la ce animal provine, a declarat un fermier. Pisică. Da, alcoolici. Mai avem ceva pisică la congelator. Și-a rămas de anul trecut. Da. Ei nu văd de ce e normal să omori vaci, oi sau păsări pentru a mânca din carnea lor. Și au tăbărât pe pisici. Cu pisicile și câinele n-ar fi în regulă. Până la urmă, ce? Da, dar șoareci mănâncă? În fond e tot carne. Zice, referitor la carnea preferată, se pare că majoritatea fermierilor elvețieni cresc și sacrifică rottweileri. Adică le place și pericolul, înțelegi? Cumva ce să zic, băi, nu e știre de 1 aprilie, ai verificat? Discuția asta s-a dus într-o direcție. Bună, auzi, 3 ianuarie 2013. Cum, rottweiler, ești nebun? Dom'le, ce tâmpit era lumea cu 10 ani, sigur, între timp s-au vindecat. Dar, eu zic că de asta nu știi, intră ăștia în Uniunea Europeană. Nu le-ar da voie din cauza de pisici? Da, să mănânce rottweilerul. N-ar avea voie să le mai taie pisicile, trebuie să le electrocuteze sau ce? Să le asomeze. Să asomeze. Eu da. Să băi, nu cer vreodată să asomeze o pisică. Aveam alte imagini, ăștia erau cu ciocolată, cu chestii, da, cu trestii. Cu Heidi. Că mi-ai zis cu, deci, da, cu Heidi. Văcuțe mov. Heidi, auzi, Heidi n-avea pisică? Se opresc în 2014. Deci ce făcea Heidi? Dacă avea pisică, venea bunică sus și lua pisica și o băga la cuptor. Da. Îi puneam măsline. O pisică cu măslină în bot, vă rog. De ideea e că în 2014 pare că s-a încheiat subiectul ăsta. Da, deci în presa românească au circulat informațiile astea în perioada 2013-2014. Dacă te uiți, nu atunci găsești
tema asta. Pentru s-a intrat și într-o criză de pisici. Da, pentru ascultătorii noștri din Elveția. Am vrea să știm. Da. Ați servit pisică? Cu măsline sau fără? Adică e pe bune asta că mănâncă pisici sau este cine știe ce știre de 1 aprilie și Luca nu vede data? Da. Și pisică din pisică se face supă sau ciorbă? Da. Ce naște din pisică se face ciorbă cărnați? Ți-a și spus, mă, în aia, că se mănâncă precum iepurele. Păi de ce nu poți să diversifici? Adică tocană? Da, la cuptor. Sos roșu. Trebuie să-i faci un sos. Sosuleț. Cu o măslinuță, cu un pic de țelină, cu ceva. Da, da, da. Aș pune și niște babe de eribahar. Serios. Ați urmărit o știre despre viața extraordinară a pisicilor din Elveția. Da, vedeți situația lor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.